Bună ziua și bine ați revenit la Contramitologia cu Madalin Hodor și Florin Magher. Continuăm astăzi povestea pe care am început-o în ediția trecută, povestea tragică și în același timp de groază a doctorului Plăcințeanu Gheorghe, care a avut șansa și nenorocul în același timp de a se fi îndrăgostit de fica cea a lui Gheorghiu Dejlica Gheorghiu și până să înceapă povestea de groază a doctorului Plăcințeanu deja a începuse povestea de groază a familiei doctorului Plăcințeanu unchiul său este arestat împreună cu un alt uh, medic uh, deținut ilegal timp de mai de multe loc. luni da, uh, în arest fără să aibă niciun mandat de arestare și niciun act justificativ pentru arestarea sa închetați ambii în încercarea de a li se găsi ceva, orice care să justifice arestarea și, bineînțeles, urmează acum și partea în care securitatea coboară, ochiul, ochiul securității coboară și spre principalul obiectiv, doctorul Plăcințean. În discuțiile purtate de Hollinger... Izidor, care era șef contraspionajului din securitate, cu Alexandru Ghici, care era ministru de interne la vremea aceea. Da. Pentru cei care nu ați ascultat prima parte a emisiunii noastre, vă spunem că Alexandru Drăghici, ministru de interne, primește însărcinare de la Gheorghiu Deș să se ocupe de cazul Plăcințeanu. El, la rândul lui, îi ordonă Colonelului Hollinger, care era șeful contra spionajului, să, să găsească ceva să-l să poată aresta pe plăcințeanu. Ce discută cei doi șefi din securitate între ei? Lica Gheorghiu nu vrea să renunțe la plăcințeanu Gheorghe Că Gheorghiu, deci, este foarte necăjit, iar noi. Uh, nu ne ocupăm, nu ne ocupăm uh, în, în suficientă, suficientă măsură în -a. pentru a-l demasca pe plăcințeanul Gheorghe. Da. Practic, ei nu aveau ce să demaște. Ei da. trebuia să inventeze, da. să-i să facă mizerii. Da. Și uh, se chinuiau din răsputeri uh, cu toată puterea pe care aveau și legile, pâinea și cuțitul era în mâna lor. Uh, nu nu găseau suficient ceva. de multe idei, da. deși până la urmă le a venit. Le dar venit. da, într adevăr de remarcat că totuși nu venea soluția de sus, adică în afară de chestiunea în care au încercat să spună că e legionar ca să nu mai lasă să viziteze să o viziteze pe Lica. Dar un zis, un... nu a ținut foarte tare. După care l-a acuzat de -a acuzat spionaj. spionaj iarăși, iarăși. nu a ținut. Nu a ținut și acum o să vedem. a treia a ce, treia încercare ce reușesc să ceneze. Da. Tot holinger rigidora a mai precizat că Alexandru Răghici a cerut să întocmească o fișă completă asupra lui uh, Plăcințeanu Gheorghe, fișă ce a fost cerută de Gheorghiu Dej. Pentru aceasta, Holinger Izidor a trimis pe rând la Iași doi ofițeri, uh, doctor Maior Rotar Dinu și uh, colonel, colonel Ilie Mihai, da. uh, cu misiunea de a face verificări complete asupra întregii familia doctor Plăcințeanu Gheorghe și a rudelor sale pentru că din verificările efectuate asupra familiei Plăcințeanu nu au trebuie să recunoști că aveau deosebite. ghinion, adică aveau ghinion. Pe păi erau oameni cinstiți. Aveau ghinion, nimic, nimic, niciun măcar un, un... din asta care să fie. și Plăcințeanu a avut un ghinion. nu? da, un da știi, să, tot e, măcar, dar știi, tot măcar dacă, știi, îți dai seama că dacă găseau un bunic de mamă de a cincea care fusese în război și să-mi o dată și strigase regele Mihai, cred că gata, ăla era. Ghinionul, lui Placențianu a fost că i-a căzut cu tronc, lica Gheorghi. da. n-a da. avut ce face omul. Și că și ei i-a căzut el da, cu tronc. A fost o <laughs> da. chestiune incontrolabilă. Da. Deci nu au rezultat probleme da. deosebite. Ghinion care să poată fi consemnată, uh, consemnate în fișa solicitată și care să constituie temeiul unor măsuri asupra lui Plăcințeanu Gheorghe, atât Alexandru Răghici cât și Gheorghe și-au manifestat nemulțumirea față de neputința organelor de securitate de a obține date compromițătoare asupra lui Plăcințeanu Gheorghe. De altfel, Hollinger Izidor arată că Alexandru Răghici, după ce a prezentat lui Gheorghe și fișa privind pe Plăcințeanu Gheorghe, l-a chemat și a spus, citat, Gheorghiu Dej este nemulțumit de materialul prezentat și că pe altă linie sunt date compromițătoare asupra lui Plăcințianul Gheorghe. Pe Gheorghi. care linie? Pe linia de tramvai? Da. Nu era nicio linie, adică îți dai seama că... Mai ei, săpați băieți. Mai băie. săpați băieți, dar aici e o chestie interesantă. Știi că uh, faptul că era un caz care îl privea pe Gheorghiu deci personal era un pic diferit. Adică vorbim de securitate, vorbim de anii 50 și, cum am spus, oamenii ăștia nu aveau niciun scrupul să inventeze și să scrie ce vroiau ei în dosare. Și lucrurile astea, adică toți ăștia care erau în securitate și pe care o la ea să fac verifice fișa sau așa. Dacă aș fost vorba de o persoană obișnuită, -aveau, cred că nu aveau nicio problemă să scrie toate baza, orice în fișa aia. Dar frica asta de Gheorghiu deja are două, două tăișuri. Adică nici n-au vrut, de frică, n-au vrut să inventeze ei ceva și să facă ei, deși Gheorghe Udeș, fără să spună explicit, asta aștepta de la ei. Le-a dat mână liberă. le dat, de fapt, el le dăduse mână liberă și el, practic, spera ca unul din securiști ăștia să inventeze ceva, nu conta adevărat sau nu, să scrie pe hârtie. Dar ăștia nu vreau să facă chestia asta, că era frică că dacă scriau și cine știe ce și din treaba asta, tot ei picau de, Adică eu un, eu un dinamică din să fie asta. suficient de dibaci, în ticluirea da, minciunii. În minciunii. Deci, cum să o faci? Adică cum să dai? Dacă zici că a fost legionar și după aia se verifică că n-a fost, ce se întâmplă? Da. Dar ce măsurile întreprinse pe linia organelor de securitate pentru verificarea lui Plăcințianu Gheorghe și a familiei sale nu au reușit să scoată la iveală fapte infracționale contra securității statului? Materialele culese privitor la infracțiune de contrabandă cu ciorapii, în care Rogoz Ion era inculpat principal, iar Plăcințeanu Gheorghe era considerat în mod nejustificat drept complice, s-au trimis la direcția centrală a miliției. Te un pic. Deci era vorba de doctorul Rogoz Ion, care fusese arestat împreună cu unchiu, cu Plăcințeanu Ion. Da. Plăcințeanu Gheorghe, el care nici nu știa pe ăsta, nu știa ce făcea el. <laughs> contrabandă cu ciorapi. Nesemnială. Neesențial. neesențial Bun. Dacă ai trecut pe lângă casa în care ăia făceau contrabandă cu ciorapi. Dacă făceau contrabandă cu ciorapi. nu s-a întâmplat. Așa. <laughs> Am auzit, adică. Era vinovat. Da. În fine, nu că, că nici nu exista în, în, ca, în, nu știu, undeva, într-o prevedere legală ceva, nu cred că exista contrabanda cu ciorapi ca faptă pedepsibilă prin codul penal. Cum făceai contrabandă cu ciorapi? Nu aveai voie să-i... Nu aveai voie să păi ciorapi? De un... Nu, ce? nu erau de, unde de de damă. De damă, da. Care nu se găseau Aha. și care erau de import. Așa. Și era Intens. contrabanda Intens. pentru Intens. că nu, pute... nu aveai de unde să-i deții. Aha. De unde ai dumneata ciorapi de damă? De damă. Mai ales ca bărbat. Da, nu te strâng. <laughs> da, da okay, glumă. Haide să ne întoarcem okay. la, la Plăcințeanu care, iată, este reținut. Uh -huh. Pentru că unchiul lui cunoștea un alt domn care făcea contrabandă. Stai să vezi că nu, nu e... Reținerea dr. Plăcințeanu Gheorghe s-a făcut din ordinul lui Alexandru Draghi sub conducerea lui Hollinger la 13 august 59 într-un moment considerat favorabil când nu se afla în compania lui Lica Gherghiu. Ai fi fost culmea să-l aresteze de față cu Lica Gherghiu, cred că făcea o scenă. Așa... Oricum a făcut. Și a scandal maxim. În cazul doctorul Plăcințeanu Gheorghe, un rol important l-a avut și procurorul Zaiger Samuel, e. pe atunci șef al serviciului anchete speciale din Procuratura Generală, care a manifestat un rol deosebit pentru agravarea artificială a încadrării juridice a faptelor puse în sarcină a învinuiților. Ea că l-au găsit pe tovarășul procuror. L-au găsit? Păi aveau nevoie, normal. De altfel, în arestarea lui uh, Plăcințeanu Gheorghe se remarcă și prezența procurorului Zeiger Samuel fapt ce atrage atenția ca un procedeu... Uh, adică procurorul a fost de față la arestare? neobișnuit. <laughs> adică s-au străduit ei să... Pară tot într-un fel, dar -a la mai să, Nu da, zic să pară așa într-un fel legal, dar s-au dus procurorul la arestare, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată <laughs> în Nici perioada. În ce să caute procurorul? Atrage, să... atrage atenția că un procuror. atrage de de normal, de... adică. <laughs> s-a mai întâmplat chestia asta. De, de unde sunt... știa procurorul <laughs> că -a să fie în stat. era să aibă o scamă? Da. Cu toate că probele erau îndoielnice, totuși procurorul Zeiger Samuel în instanța a susținut cu tărie vinovăția doctorului Plățințeanu Gheorghe și doctor Ogozion în vederea condamnărilor cu uh, maximum de pedepsă. Menționăm că, deși pentru organele de contraspionaj era evident că nu existau motive de suspiciune asupra lui Gheorghe, iar materiile pentru uh, presupusele activitate de, de, contrabandă fuseseră trimise organelor de, de miliție, totuși s-au uh, constituit măsurile speciale, sau continuă măsurile speciale de urmărire până la data arestării sale. Păi da, normal, adică ok, dacă omul făcea contrabandă cu ciorat, străin sau străin, de damă sau mai știm noi de care, din Belgia sau de unde erau ei. Asta era, dacă era fiind considerată o infracțiune economică, trebuia să, fie, să se ocupe miliția. Adică, odată ce ai trimis dosarul la miliție, de ce nu mai urmărea securitatea pentru contrabandă cu ciorapi? Adică, trebuia că să. Avea... Ciorap străin. Nu străini. străini. Da, să fi serioși. Bun, în continuare, ce așa, în întreaga perioadă de urmărire a lui Plăcințeanu Gheorghe și stabilirea uh, momentului arestării între Alexandru Drăghici și Gheorghe deja a existat o legătură directă de comunicare operativă. Adică, Gheorghiu, Dej, de fapt, coordona toată operațiunea securității de acasă, Desigur. de la el, de la pe telefon. Aha, și urmăriți Și acum arestați-l, și acum duceți-l. Și... Oarecum, dar poți să privești. Așa poți să privești, fiind, poți. cum zice el, o legătură directă de comunicare operativă. Drăghici îi raporta ce îi raportau pe telefon. Nu era raportat, pe telefonul nu mobil, mobil dar... nu era pe WhatsApp, dar cu siguranță era pe telefonul de la minister al lui și probabil ai relata toate, toți pașii ce au făcut? Pe... au făcut ce a zis ăla ce a Vedeți zis să ăla... plece lica să nu... Da. Da. țineți o dați nu știu ce. Un alt aspect din care rezultă caracterul abuziv și ilegal al rezolvării cazului doctorului Precințeanu și doctorului Rogozionul consider modul în care s-au organizat judecarea și condamnarea uh, Sus numiților. sus numiților de către Tribunalul Popular al fostului Raion Tudor Vladimirescu. Astfel, deși Dr Ogoț a arestat încă din luna martie 1959, cazul său și al doctorului Plăcințeanu Gheorghe a fost judecat în mod surprinzător la procedură de urgență, conform decretului 524, în ședință închisă, în ziua de 17 august 59. A, martie-august. Da. Asta înseamnă în cazul, 5 luni în cazul, de urgență. De urgență în cazul lui Rogoz, că pe Plăcințeanu dacă... L -l l -a în cazul lui Plăcințeanu, pe da. Rogoz l-au arestat înainte. Pe Rogoz l-au arestat astăzi, că în cazul lui Rogoz au fost, a fost 5 luni, că la Plăcințeanu l-au arestat pe 13 și pe 17 deja au judecat numai în 4 Aia zile. A urgență. Aia a fost urgență. Un alt viciu, la săracul, putea să mai stea și 20 de ani fără să fie judecat sau trimis la tribunal. Până găseau, Până găseau ăștia, și ceva. Până găseau ceva să-l pună în cărcă lui Plăcințeanu. Așa. Bun. Un alt viciu de procedură constă în fapt că atât dr. Ogozion cât și dr. Plăcințeanu Gheorghe au fost împiedicați să fie apărați de către avocații pe care au cerut și ca urmare apărarea a fost numită din oficiu și de fapt aceasta, așa cum rezultă din pledoarile ținute, nu i-a apărat, ci din contră i-a acuzat. Păi așa era modelul, că apărătorul public desemnat era mai rău decât procurorul. S-a văzut asta și în 89, dacă mai ții minte. Procesul lui Ceaușescu, avocatul chipurile care l-a apărat pe Ceaușescu, mai era un pic și îl omora el. Deci, e un model după care s-a S-a mers mult timp. Ai, ai vrut așa? Poftim. Nea Nicule, stai să vezi cum vezi, Stai să vezi, vezi cum e Judecată dreaptă. În ceea ce privește sentința dată, prin care atât Rogozion, cât și uh, plăcințeanul Gheorghe sunt condamnați la câte 5 ani închisoare corecțională, evidențiază subiectivismul și influența Spichir. exercitată pentru obținerea unei astfel de condamnări. De altfel, din depoziția lui Plăcințeanu Gheorghe în fața completului de judecată, rezultă că singura sa vină constite faptul că i-a făcut cunoștință Dr. Ogozion cu familia uh, diplomatului. diplomatului. Însă, uh, absolut, acesta întâmplător și nu cu intenția de a-l ajuta uh, la procurarea, la procurarea ciorapilor. De asemenea, Plăcințeanu Gheorghe am mai arătat în apărarea cauzei, a, sale. cauzei sale. că Rogozion este acela care a rugat pe soția reprezentantului comercial belgian să-i facă acel serviciu. Că el nu putea să indice adresa de la Viena lui, mă rog, deci, practic, de ce nici nu în... o cunoștea. Deci, practic, a întâmplat în felul următor. i-a făcut cunoștință lui Rogoz cu respectiva persoană, da, care așa. Ăla i-a cerut ciorapi, și perspectiva persoană i-a trimis și la pe, -a, prin plăcințean. i-a dat un pachet și a zis du lui drogoz, la cred că nici nu știa ce e în pachetul respectiv, nu l-a desfăcut. Deci, ok, n-avea nicio legătură. Precizăm că argumentele aduse în apărarea sa de plăcințeanul nu, Gherghe, nu au fost luate da, în, în considerare de instanță. Uh, iar la baza lorii hotărârii baza de, de condamnare nu a stat nicio altă probă decât declarația dată de doctor Rogoz prin care aceasta arată uh, Acesta caută să-l implice Caută să implice și pe doctor Precințeanu Gheorghe În cu În legătură cu cele declarate de doctor Rogoz în anchetă Plăcințeanu Gheorghe arată, arată că în mod intenționat Acesta caută să-l implice și pe el în cauza respectivă uh, Sperând că astfel va putea scăpa de pedeapsa, Având în vedere relațiile sale cu Lica Gheorghiu. Ah, deci. A, zăză. deci. Să Deci, el a calculat că dacă îl spune o minciună că nu este împreună cu el în traficul de ciora, scapă de. Pe pentru de că acela. ăsta o știa pe Lica Gheorghiu, mă rog, era iubitul ei, probabil că îl spera o să salvează. De fapt, ăsta l-a înfundat pe ăla. De fapt, le-a servit, se -a, le -a se servit securiștilor, nu. Da. Rogoz le-a servit săcilor prândul da. cu ciorapii, da. implicându-l pe plăcințeanul, sperând că, că implicarea lui plăcințeanul în caz da. o să-l facă și pe el scăpat. Da. Doamne ferește ce nebunie. Ilustrativ pentru a evidenția lipsa de obiectivitate este și scoaterea din această cauză a anumiților, nu știu, ve și. Uh, Ca Liza. Da care au fost într-adevăr cei complicii. care au trimis ciorapii, practic. <laughs> Doctorului Rogoz. Deci ăia, mă rog, nu, 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 au mers chiar așa În de comercializarea repart. ciorapilor. Deci sunt ăia din Austria care au da. trimis ciorapii. Acțiunea de lovire în membrii familiei Plăcințeanu, care de fapt nu aveau nimic în comun cu legătura, așa cum am zis și noi, dintre Lica Gheorghiu și Plăcințeanu Gheorghe, a avut un caracter organizat, fapt ilustrat și de arestarea profesorului Plăcințeanu Ion, cărei se imputau fapte nejustițiabile petrecute înainte de 23 august 1944, ce anume. Cu 20 de ani înainte, practic. Ții minte când erai mic, că ai dat cu piatra și ai spart un geam, gata, te arestăm. <laughs> ok. A, această acțiune este de fapt confirmată și de afirmația făcută chiar de Lica Gheorghiu față de Cezar Gheorghiu, cum natul său, căruia după arestarea lui Plăcințeanu Gheorghe i-a spus, cităm, acum întreaga familie va avea de suferit. Deci fata știa ce îi poate pielea o taică -sul. Într-adevăr, pe lângă profesorul Ion Plăcințeanu, care fusese arestat abuziv în martie 1959, au mai avut de suferit și uh, doctorul Plăcințeanu Gheorghe, regizoarea Sorana Coroamă, care a fost destituită din serviciu din ordin superior. Bănesc că erau o Membri rudă, din familie, un da. membru al familiei. Deci au dat așa pe doamna respectivă, au dat -o afară de la serviciu. <laughs> pentru că era rudă cu plăcințean. Dar ce să aveți? Așa. Condamnarea asta de 5 ani de închisoare corecțională a lui Placințianu Gheorghe nu constituia o rezolvare convenabilă care să asigure înlăturarea lui definitivă din de viața mm -hmm. lui Lica Gheorghiu. Alexandru Răghici a dispus trecerea uh, cazului în directă răspundere locotenent Negrea Vasile. General locotenent Negrea Vasile, da. Și... Uh... Anchetarea în continuare a doctorului Plăcințeanu Gheorie și a profesorului Plăcințeanu Ion de către Direcția de anchete a Ministerului Afacerilor Interne, în al cărui arest se aflau aceștia. Deci era în o continuare de. ce puțin. Deci a primit o condamnare a, de 5 ani. Nu a, -a fost o pe suficient. Da, păi trebuia, pentru că aici scrie, nu constituie o, con o rezolvare convenabilă care să asigure înlăturarea definitivă. definitivă. Că ești la închisoare nu e chiar pe 5 ani, nu e suficient că poate, nu știu, ești în acest după 5 ani. Definitiv, de fapt, v-am dat Înseamnă... și o da. cheie de lectură a ce va urma și va urma, dar în următorul episod al Contra Mitologie, pentru că ne apropiem de finalul acestei ediții, Vă invităm uh, să ascultați în continuare deznodământul într-o ediție următoare a contramitologiei cu Modelni Hodor și Florin Maghiar.